Bună, dragilor, și bine ați revenit pe canalul meu! Astăzi voi pregăti o rețetă foarte ușoară de eclere. Voi face eclere cu cremă de ciocolată și cremă de vanilie, dar baza va fi o singură cremă, deci este o cremă foarte ușoară, iar coșile de eclere le voi pregăti măsurând toate ingredientele cu o cană. Sper să fiți interesați și de această rețetă. Și haideți să vedem cum le pregătesc. Ca și unitate de măsură mă voi folosi de această cană. Cel mai important este să folosiți aceeași cană pentru toate ingredientele. Pentru făină, pentru apă și pentru ulei. Nu schimbați cana pentru că în acest fel nu veți reuși să aveți un rezultat bun. Deci am aici o cană. Am pus o cratiță pe foc, încă nu am pornit focul și pun în cratiță o cană de apă, o cană plină de apă. Acum voi măsura o jumătate de cană de ulei, ulei de floarea soarelui. Pun uleiul peste apă. Pornesc focul și las să dea în clocot. După cum vedeți, apa a început să clocotească. Voi da focul la mic și pun o cană de făină, aceeași măsură să fie. Și acum amestecăm energic pe foc până se va forma un aluat și se desprinde cu ușurință de pe fundul vasului. După cum vedeți, s-a strâns într-o bilă de aluat și vasul rămâne curat și nu avem deloc exces de apă sau de ulei. Maxim 3 minute trebuie amestecat pe foc, nu mai mult. Stați atenți să nu ardeți totuși aluatul. Adaug și un praf de sare, amestec și sarea și las aluatul deoparte până se răcește. Am pus aluatul răcit în bolul unui mixer, dar bineînțeles puteți face acest pasaj și la mână cu o lingură. Voi pune în acest aluat aproximativ 7 ouă, punem fiecare ou pe rând și amestecăm până se incorporează de tot în compoziție. Nu adăugăm următorul ou până primul nu a fost incorporat. Las mixerul să bată aluatul pentru 2-3 minute. Aluatul este gata, acum îl voi transfera într-un poș. Am tapetat o tavă cu hârtie de copt și formez eclerele. Cu distanță între ele pentru că se vor umfla. Eu le fac ca și dimensiune la ochi. Acum dacă vreți să le măsurați, le puteți măsura. Bineînțeles că puteți pune eclerele să le formați cu o lingură sau cu o pungă pe care o tăiați la un capăt. Nu trebuie neapărat să aveți poș. Am format eclerele, bineînțeles am mai rămas aluat, le voi coace pe rând. Am preîncălzit cuptorul la 200 de grade și voi coace eclerele pentru aproximativ 25-30 de minute sau până când sunt rumene, umflate și dacă bateți într-unul sau de agol, să zic așa. Prima tavă de eclere este gata. Vedeți că sunt umflate și sunt foarte, foarte ușoare. Dacă atunci când le scoateți vi se pare că nu sunt coapte perfect, le mai puteți băga până când vă asigurați că sunt coapte. Foarte important este faptul să nu umblați la ele în primele 10 minute. După ce au trecut 10-15 minute, nu este nicio problemă dacă deschideți ușa cuptorului. Acum vom pregăti crema și într-un bol vom pune 3 ouă. Le batem ușor. Și adăugăm o cană de zahăr. Folosesc aceeași cană. Amestecăm ouăle cu zahărul pentru câteva minute. Acum voi adăuga o cană de făină. Făina o adaug treptat pentru a o incorpora bine. Și a nu face cocoloașe. Iar acum voi adăuga un litru de lapte.
transfer compoziția într-o cratiță, într-un vas ce va merge pus pe foc. Am pus vasul pe foc și amestec continuu până când crema se va îngroșa. Focul să fie la o viteză mică, să nu fie foarte tare, pentru că riscați să ardeți crema. Crema s-a îngroșat, acum o voi lua de pe foc. Adaug 200 de grame de unt. Este opțional untul, dacă doriți să faceți fără, puteți foarte bine să faceți fără unt. Este foarte bună crema și așa. Și amestec până îl voi incorpora total în cremă. Crema să fie încă caldă, pentru că astfel se va dizolva ușor untul. Adaug și esența de vanilie. Dacă adăugați zahăr vanilat, îl puneți la început, când adăugați și zahărul normal. Dar dacă folosiți esență, vă recomand să o adăugați la sfârșit. Iar acum, crema o voi împărți în două părți egale. Într-o parte din cremă voi adăuga 100 de grame de ciocolată. Crema să fie încă caldă, pentru că așa se dizolvă ciocolata. Dacă nu este caldă suficient cât să se dizolve ciocolata, o mai puteți băga puțin la cuptorul cu microunde. Și amestecăm până se dizolvă și obținem o cremă de ciocolată. Și astfel, cu o singură bază de cremă, am obținut două gusturi diferite. Cremă cu ciocolată și cremă simplă de vanilie. Eclerele le vom tăia în acest fel pentru a le umple. Vedeți, sunt goale. Dacă nu vreți să faceți atât de multe eclere, faceți cantitatea la jumătate sau folosiți o cană mai mică și mai puține ouă. Umplu eclerele, crema am pus-o în poș, aici am crema de vanilie și desfac eclerul ce l-am tăiat și îl umplu cu cremă. Procedez la fel și cu crema de ciocolată. Pentru glazură avem nevoie de 150 de grame de ciocolată neagră și 150 ml de frișcă lichidă. Frișca eu am încălzit-o foarte bine în cuptorul cu microunde sau o puteți încălzi pe aragaz și o voi pune peste ciocolată. Las pentru 2-3 minute deoparte și după o vom amesteca. Amestecăm până vom obține o cremă de ciocolată. Am aici glazura terminată și eclerele umplute și glazurez eclerele în acest fel. Voi înmuia câte un ecler pe rând. Și îl așez pe un grătar sau direct în tavă. Puteți pune glazura pe eclere și cu o lingură. Dar mie varianta aceasta mi se pare cea mai ușoară. Și rămâne și glazura foarte frumos pe ecler. Așa arată eclerele glazurate. Am făcut câteva și cu zahăr pudră. Sper să vă placă și această rețetă. Ați văzut că este extrem de simplă. Cu o singură cremă puteți face două sau chiar trei gusturi, pentru că puteți împărți crema în trei părți egale și puteți face și cu cafea dacă doriți. Eu vă mulțumesc că ați fost și astăzi alături de mine. Nu uitați să lăsați un like dacă vă plac rețetele făcute de mine. Abonați-vă la canalul meu de YouTube pentru a vedea mai multe clipuri postate. Nu uitați să apăsați și clopoțelul pentru a primi notificări și ne vedem data viitoare cu un nou clip. Pa, pa!